Bine ați venit la grupa de copii online! Cum știți, nu putem ca să ne întâlnim la biserică, dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem internetul și putem ca să ne întâlnim prin internet. Cum știți, în 2 săptămâni o să celebrăm Paștele. Și astăzi o să învățăm despre zilele înainte de Paști și ce s-a întâmplat exact. În Biblie ne spune în detalii foarte multe, dar astăzi o să învățăm câteva lucruri care s-au întâmplat chiar înainte de Paști. În duminica care vine, noi o să sărbătorim floriile. Și noi o să învățăm despre săptămâna înainte de Paști prin acest ou, cum am făcut și anul trecut. Aici ce este? Este o frunză de palmier. Ok. Și Iisus, el a mers la Ierusalim pe un măgar. Uite, cum vedem aici. Un măgar. Și el, când a ajuns aproape de Ierusalim, a văzut în distanță că sunt oameni afară. Și erau oameni care au crezut în Dumnezeu. El le-a plăcut să audă de miracolele care au făcut el și au fost foarte bucuroși să-l vadă pe Iisus că vine. Și ce a făcut ei? Au pus haine așa, avea coats back in the day și le-a pus așa pe jos și a pus și frunze din așa de palmieri. Frunze oricare ori găsit și le-au pus așa pe jos și au făcut o alee pentru Iisus ca să meargă. Când a văzut Iisus ăsta a fost foarte, foarte fericit. Și cum ne zice Biblia, când oamenii au văzut pe Iisus, în Matei, capitolul 21, versetul 9, zice: Osana fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Și imaginea asta ne aduce aminte cum Ierusalim l-a onorat pe Iisus. Și noi trebuie să ne încredem în El și să-L onorăm pe El în fiecare zi. Și când deschidem oul acesta, găsim altul. Și aici vedem un templu. Ok? Templul ăsta era o casă de rugăciune. Și în templul acesta Iisus a spus foarte multe miracole de care a făcut El. Oamenii veneau aici să se roage și... Dar când Iisus, după ce a ieșit după măgar, Iisus a intrat în templu și a fost foarte surprised pentru când a intrat acolo, n-a găsit oamenii rugând sau să-i dea slavă lui Domnul Iisus, ci ei au făcut din locul acesta un magazin. Deci acolo ori pus la vânzare foarte multe lucruri. Uite, cum vedeți aici, vedeți găină, ouă, pâine, pasăre, haine, de toate. Lui Iisus nu i-a plăcut asta deloc. De ce? Pentru că era casă de rugăciune. Și din casa de rugăciune nu avem voie să facem altceva. Numai să ne rugăm, să-i aducem lui Domnul Iisus slavă. Lui Iisus nu i-a plăcut asta deloc. Acum, când ne uităm la templul ăsta, trebuie să ne amintim de învățătura lui Domnul Iisus. Și noi, când citim în Biblie, ne amintim de învățătura Lui și cât de minunat este Domnul Iisus. Acum, când deschidem oul acesta, găsim altul. Aici avem o inimioară. Ok? Fariseii erau oameni răi și ei încercau ca să-L întrebe pe Domnul Iisus întrebări care erau grele, dar Domnul Iisus totdeauna avea răspuns bun. Fariseii L-au întrebat. Din Matei, capitolul 22, versetul 35. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este din tâi și cea mai mare poruncă. Atunci Domnul Iisus le-a spus cea mai mare poruncă. Și a fost să-L iubești pe Domnul Iisus, Domnul Dumnezeului tău. Și a doua poruncă este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși, care înseamnă să iubești pe cel lângă tine cum te iubești și pe tine. Dumnezeu le-a învățat că trebuie să iubească pe Dumnezeu cel mai mult. Și când ne uităm la o inimioară, nu ne gândim de rău, ok? Deci când vedem o poză de o inimioară, nu ne gândim să-l
să lovim pe fratele meu sau pe sora mea sau să iau jucăria de la el. Noi ne gândim să îl iubim. Vezi cum vedeți, deci este un gest foarte bun. Când ne uităm la inimioara asta, trebuie să ne amintim că Dumnezeu ne iubește și pe noi foarte mult. Noi trebuie să ne punem încrederea în El și să-L iubim și pe El însuși. Și acum, pentru săptămâna viitoare, o să învățăm următoarele. Ok? Deci, în mod special pentru cei mai mari, copiii mai mari, uite, vedeți ce este aici? Dacă citiți în Biblie, în Matei, nu vă spun capitolul, dar este 20 și ceva, capitolul 20 și ceva, o să găsiți despre ce este vorba. Dacă știți și îmi dați de unde ați citit în Biblie, spuneți-o părinți să-mi trimite mie un mesaj sau luați telefonul și trimite mie un mesaj de unde este și pot să vă dau puncte. Ok? Deci, săptămâna viitoare o să învățăm mai multe lucruri. Acum, pentru toți cei care ați stat până la sfârșit, eu o să vă arăt un craft foarte fain, dar trebuie să mergeți afară. Nu trebuie să faceți acum, în săptămâna care vine, dacă faceți și îmi trimiteți o poză, o să luați puncte, ok? Deci, acum o să vă arăt un video. Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumesc că ați ascultat și mă rog pentru voi în fiecare zi, îmi iese dor de toți, dar știu că Dumnezeu are un plan pentru noi toți și abia aștept să fim înapoi împreună. Să începem. Eu deja am rupt deja în jumate frunza care am găsit-o. Așa, în jumate. Și eu o să folosesc o jumate dintr-o frunză. Ok? Și eu o să începem. Deci asta încercăm să facem, o cruce. Vedeți cum sunt toate astea. O să luăm jumatea și să aducem aminte that this piece, this long one, o să fie în sus. Ok? So, for example, eu piesa asta o să fie cea lungă, ca să meargă sus. Like this. And I'm gonna fold it in half, în jumate, sus. Ok? Dacă îmi frica prea subțire, poți să tai. Acum, o să mergem în spate. Down. Acum sus again. So up again. Acum o să luăm stânga, cea din stânga, și o să mergem on top, so peste. And we're going to turn it around this function. Și aici, cum vedem, o să ai a little pocket. Și o să punem partea asta înăuntru, inside of the pocket. O să fie un pic mai greu, dar... Așa. Și trageți. Și dacă, uite, dacă se face așa, e frumos și așa e fain. Ok? Și tragem tare, tare. Și am făcut un nod. Ok? Asta e important. Nodul ăsta. Și acum o să facem the cross. So aici. Asta. Partea asta. Partea asta. Ok? So o să luăm partea asta și o să punem înăuntru. Așa. Așa bine. Și
o să întoarcem și o să punem asta înăuntru. Și cum o să vedem, e un pic prea lungă. Vedeți, e un pic prea lung. O să luăm înapoi afară și o să tăiem un pic din el. We're gonna cut a little bit. Și acum îl punem înapoi. Așa. Și acum avem the cross part. Și acum o să luăm partea asta și o să mergem prin spate. Ok, deci așa a fost. Să mergem așa prin spate. Și găsim another pocket. Și așa. Spate și tragem. Și am făcut crucea. Și dacă aveți așa, din așa sunt și frumoase astea, puteți să le lăsați așa, nu trebuie să le tăiați, numai dacă vreți. Și așa se face. Și puteți să faceți și mai mici, altele mai mari. Și trimitem o poză. Și pot să vă dau puncte. Thank you and God bless you all. Have a fun week!